curând, întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea accesa 4 noi programe de finanțare aprobate de autoritățile la jumătatea lunii martie 2022. Este vorba despre programul IMM Prod, ce va sprijini peste 2500 de companii din mediul urban, inclusiv firmele debutante, programul Rural Invest, ce va sprijini peste 4200 de firme din mediul rural, dar și din urbanul mic, pentru dezvoltarea unor afaceri agricole în domeniul piscicol sau al industriei alimentare, programul Garant Construct, prin intermediul căruia peste 4100 de firme din domeniul construcțiilor își vor putea dezvolta afacerile, și programul Innovation, ce va sprijini investițiile și activitățile la export ale IMM-urilor cu activitate în domeniul de comerț și servicii. În total, peste 1800 de companii vor beneficia de măsurile acestui program de finanțare. Cele 4 programe de sprijin anunțate de autorități vor funcționa similar. Vor facilita obținerea unor credite de investiții pentru demararea sau dezvoltarea unor activități economice în sectoarele eligibile, dar de asemenea vor facilita obținerea unor credite pentru capital de lucru, pentru plata cheltuielilor operaționale, precum chirii, utilități sau achiziția de materii prime. Cheltuielile eligibile permise în cadrul celor 4 programe de sprijin sunt diferite, fiind adaptate specificului fiecărui tip de finanțare. În principiu, acestea cuprind achiziția de echipamente și utilaje tehnologice, achiziția, amenajarea de terenuri, achiziția sau construcția de spații de lucru, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu. Condițiile specifice celor 4 programe de finanțare vor fi detaliate suplimentar în cadrul Academiei de Finanțare. Apasă butonul de subscribe și află care sunt sursele de finanțare lansate de autorități și cum poți accesa fonduri europene sau naționale pentru afacerea ta.